Bărbatul traversa regulamentar o stradă foarte circulată din Drobeta Turnu Severin. Deși ieșise dintr-un sens giratoriu unde trebuia să circule cu atenție, tânăra nu l-a văzut pe pieton, ci l-a acroșat cu partea stângă a autoturismului. Bătrânul a căzut la pământ și s-a lovit la cap. Și omul se încadrează în petrecere de pietoni. Deci, fata unul s-a gândit, n-a fost atentă. A luat, a dat în el, în plin. Cei care fac accidente și din vina lor, fac accidente mortale, să fie carnetele anulate și să nu mai toată viața să nu mai primească carnet de conducere, pentru că prezintă nesiguranță în circulație. O ambulanță a transportat victima la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz. În urma impactului a rezultat rănirea pietonului, care a fost transportat la spital pentru investigații. Se fac cercetări cu privire la articolul 196 din codul penal. De la acest accident, polițiștii au plecat la un altul în care un alt bătrân a fost lovit și trântit la pământ de un șofer care făcea manevra de mers înapoi într-o parcare. Victima a primit îngrijiri la locul accidentului și a refuzat să meargă la spital.